Trei tineri care au consumat alcool au ajuns pe patul de spital după ce conducătorul C. Gabi, de 28 de ani, din Găpâlna, în timp ce conducea autoturismul proprietatea altei persoane, nu a adaptat viteza la condițiile de drum în curbă deosebit de periculoase la stânga, semnalizată corespunzător, a derapat, a pierdut controlul volanului și s-a tamponat cu o mașină parcată în afara părții carosabile. Accidentul a avut loc pe DN1C, în localitatea Gura Vlădesii. În urma impactului, șoferul a fost rănit ușor, iar ceilalți doi pasageri, pe Constantin de 24 de ani și ce Adrian de 27 de ani, au fost răniți grav. Șoferul a fost testat cu aparatul alcool test, rezultatul fiind pozitiv, 1,20 mg per litru, alcool pur în aerul expirat. Tânărul șofer se va alege cu dosar penal pentru conducerea pe drumurile publice sub influența alcoolului a unui autovehicul și pentru vătămare corporală din culpă. Pe uliță, aici mai ies oamenii, cum să o băgăm pe uliță? Dar tot acolo o lăsăm în veci, că doar e în afara carosabilului, doamne, e frunță, uite-te unde e linia. Aia, dar ce-ai făcut ce? Nu știu. Vino la sala Dracula Gym, unde poți beneficia de benzi de alergare, biciclete, plăci vibrante, multe aparate de fitness și culturism. Aici ai instructori personali specializați care te vor ajuta să slăbești sau să-ți tonifici musculatura cu programe individualizate. Prețul unui abonament pentru elevi este de 60 de lei, iar pentru adulți de 70 de lei pe lună. Ne găsești pe strada 22 decembrie 1989 la numărul 10. Pentru mai multe detalii poți suna la numărul de telefon 0744 24 7263.